Viață pentru viitorul Mățan, îi trimite lui Calcan. Calcan este în interiorul careului. Calcan, mingea e pe piciorul, se întrage cu dreptul și este 3-0. Scrie Calcan, minutul 66. Dinamo este la podea. Abia a intrat pe teren, Andreas Calcan duce scorul la 3-0. Scorul ia proporții de neprezentare pentru cei de la Dinamo. O situație similară am întâlnit aseară la Pitești. Denis Mane abia a intrat pe teren, a marcat pentru cei de la FCSB. Acum scenariul se repetă în tabăra celor de la Viitorul. Abia ce a intrat în locul lui George Ganea, că iată, Andreas Calcan duce scorul la 3-0 și cred că la cum a evoluat Dinamo până acum, cred că știm numele învingătoare din această partidă. Da, este clar și da, un suporter dinamovist a pătruns pe teren în vreme ce dumneavoastră vedeți aceste relori. Nu s-a întâmplat nimic, însă în... Da,